În 1500 de apartamente din 145 de scări de bloc din Suceava, apa caldă lipsește cu desăvârșire. Această situație înregistrându-se din cauza datoriilor foarte mari ale unor asociații de proprietari. Termica este hotărâtă să reia furnizarea pe calde doar după ce se vor relua plățile restante către ea. Reprezentanții societății de termoficare afirmă că cele mai multe scări de bloc debranșate sunt cele din cadrul a 9 asociații de proprietari, care sunt încă cu datoriile la nivelul anului 2012. Acestora li se adaugă blocurile din cadrul a 45 de asociații, care sunt cu datoriile la nivelul lunilor ianuarie, februarie și martie 2013. Noi știm după scări de bloc, așa că noi am debranșat la nivel de bloc sunt? 145 de scări. Și datoriile sunt foarte mari la aceste scări de bloc? Da, sunt mari sau vechi. În cea mai multe situații au fost stabilite scările care se debranșeze de către asociațiile de proprietari. Mi s-au transmis, vă rugăm să debranșați scara cu tare, cu tare și cu tare. În situațiile în care nu am avut astfel de precizări de la asociații, am avut listele transmise pe fiecare scară de la asociații cu datorii. Și acolo unde sunt datorii foarte mari, de nivelul sutelor de milioane vechi la un singur apartament sau la o singură scară, am avut noi inițiativa de a debranșa scara respectivă, pentru că sunt situații care clar că nu se mai pot recupera bani. Sunt asociații la care, din cauza datoriilor, au fost debranșate toate scările de bloc pe care le au în administrare, așa cum este cazul asociației 41 sau cel al asociației 31 Eroilor. În aceeași situație se află și asociația 38, toate aceste asociații menționate se găsesc în Burdujeni. Sunt în telefon cu doamna de la Bucovina TV, care îmi semnalează un caz punctual, așa, scara e la blocul 59, din Burdujeni la asociația 38. Chiar fi acolo din 30 de apartamente pe scară, unul singur are datorii mari și e oprită scara. Vedeți, dacă e oprită la solicitarea asociației sau la noastră și câte datorii. Seamănă comunic? Că știu. Da, da, spuneți-mi. Asociația respectivă, asociația 38, este oprită în totalitate. Da. Este cu vecine a soldului în septembrie 2012. M-ați auzit, da? Am auzit. De acum un an. Septembrie 2012. Și este un punct de vedere la asociație sau... A venit asociația și a făcut o adresă, a cerut o fișă contabilă, mai vadă. S-a auzit, da? Care... Da, adică vă dați seama că nu putem explica dacă vorbim de o datorie de un an de zile. Deci nu a început să plătească asociația asta iarna trecută. Vă dați seama că în vecii vecilor amin o să plătească. În cazul altor asociații, pentru a nu fi întreruptă furnizarea apei calde la toți consumatorii, indiferent dacă sunt sau nu buni platnici, Termica debranșa doar scările de bloc indicate ca fiind cu cele mai mari probleme în achitarea facturilor la întreținere. Au fost primiți somații, au fost făcute grafici de reeșalonare, din astea graficii care nu au fost respectate. Și până la urmă, cum se va finaliza? Să zicem că respectivii vor fi în continuare rău platnici, nu vor avea bunăvoință de a achita. Ce se va întâmpla? Pentru că în acele scări de bloc totuși mai sunt oameni care plătesc și care... Păi dacă asociația are o putere de lămurire, de convingere ca să obțină de la cei în cauză acceptul de a fi debranșat la nivel de apartament, adică de a intra echipa în apartament de instalatori ca să debranșeze apa caldă la nivelul apometrului sau mă rog, da. Atunci el alții primesc dacă Nu. Iată cum comentează sucevenii varianta adoptată de societatea Termica, desistarea furnizării apei calde pe scări de bloc sau, mai rău, integral pe asociație, în condițiile în care nu toți consumatorii sunt rău platnici. Să știți că sunt și oameni necăjiți care n-au cu ce plăti efectiv, care nu au niciun venit. Dumneavoastră, ce soluție vedeți? Nu știu ce să vă zic, că și eu am, sinceră să fiu, am și eu datorii la asociație. Dacă s-ar putea debranșa din apartamente, chiar cu toate că și eu sunt vinovată din acest motiv, chiar dacă mi s-ar debranșa, nu m-aș supăra pentru că nu vreau să suferi și cei din jur. De la care plătește tot timpul, are poate o pensie mică.
celălalt care nu plătește s-ar putea să aibă salari mari sau venit mai mare și nu plătește. De ce să nu beneficieze ăla care plătește? Este normal sau nu? Ce soluție vedeți dumneavoastră? Păi să-l debrașeze pe ăla care nu plătește. Eu nu sunt de acord cu asta. Ce credeți că ar trebui făcut în această situație? Ar trebui fiecare să fie corect. Să-și plătească fiecare datoriile. Părerea mea este ca toți acei care au de suferit să suferi că nu-și plătesc datoriile la timp. Iar ăia la care și-au plătit datoriile să li se dea apa caldă. Dacă nu, să li se închidă din casă la răi platnice. Trebuie făcut un sistem de sigilare la cei care n-au plătit și ceilalți primească pentru că au plătit, nu? Nu-i normal.